Josul Pafruntie, vestit iconar, cunoscut sub numele de Pârvu Mutul, s-a născut în câmpul lui Mușel la 12 octombrie 1657 ca fiu al preotului Ioan Pârvulescu și al credincioasei sale soții, al cărei nume nu s-a păstrat, dar despre care știm că era sora mitropolitului Ignatie al țării românești. La botez a primit numele nașului său, marele vistiernic Părvul Vlădescu, un creștin evlavios și cititor de biserici. Multe încercări s-au bătut asupra familiei preotului Ioan când preoteasa acestuia a trecut la Domnul ca o născând pe al șaselea copil. Tatăl său s-a călugărit la mănăstirea Negruvodă din câmpul Mușel, lung cu sine și pe fiul său pârvă la vârsta de 11 ani. La școala acelei mănăstiri s-a deprins cu cititul și scrisul, dar și cu cele din titaine ale zugrăviei, adică ale picturii bisericești alături de monahul Evgenie, care l-a luat lângă sine pe schele, punându-i mâni scoica pentru a amestecat culorile și găsindu-l înzestrat pentru iconografie. La împlinirea vârstei de 18 ani, Pârvul și-a îndreptat pașii spre pământul binecuvântat al Moldovei, trimis să învețe zugrăvia în Bucovina cu un meșter vestit rus. Acolo a deprins tainele pictării icoanelor și a luat ca pildă de iconografie numeroasele mănăstiri și biserici bucovinene, împodobite cu picturi interioare și exterioare. După 5 ani, s -a întors din Moldova, devenit pentru scurt timp pictor de curte al boierilor vlădești, urmașii nașului său. Din această perioadă datează și cea din tâi pictura a sa la biserica mănăstirii Aninoasa, Apoi, alături de monahul Evgenie, primul l a pictat Biserica Mănăstirii Negru Vodă din câmpul Ungbușan. Fiind recomandat familiei domnește Canta a cantacuzinilor, a zugrăvit mai multe ctitorii ale acestora, dar și unele ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. De asemenea, alături de frește, Pârvă Zugravul a pictat și icoane pe lemn, printre ele cea mai cunoscută se află la Mănăstirea Sinaia, anume Icona Sfintei Trim, inspirată de icona semănătoare a Sfântului Andrei Rubliov din Rusia. Părvăzugravo a primit supranumele de mutu nu pentru că ar fi fost mut, ci deoarece picta, fără să vorbească și fără să mănânce adică în post și rugăciune. Stabilit în cele din urmă în București, a ajuns dască la propria sa școală de pictură, în care a format mai mulți ucenici. Căsătorit cu credincioasa Tudora, a avut doi copii, Pârvu și Gheorghe, dar la scurt timp a avut deportat și el, precum o tatăl său, crucea încercărilor vieții. Soția sa Tudora a trecut la cele veșnice. El a pornit apoi într-un pelerinaj la Ierusalim în timpul căruia a postit și s-a rugat stăruitor. La întoarcere, în anul 1718, lumina de Harul lui Dumnezeu intră în monahism la Mănăstirea Mărginen, împreună cu fiul său cel mic. Pârvu primește numele de Pafnutie, iar fiul său Gheorghe, pe cel de Gherasim. La Mărgineni, monahul Pafnutie, dovedind o vastă cultură și o vastă cunoaștere de limbi străine, se îndeletnicește și cu traducerea în românește a unor texte din vasta bibliotecă înființată acolo de către Cantacuzini. În anul 1731, după 13 ani de nevoință, rabdă o nouă încercare, fiul său, monahul Gerasim, trece la cele veșnice, înțelegând pe deplin de lumii și fugind de laudele oamenilor, Cuviosul Pavnut i-a căutat și mai mult în singurarea, trebuincioasă pentru rugăciunea ce de taină a inimii și luând binecuvântarea starețului Cosma, s-a îndreptat către schituri mai îndepărtate de lume din inima codrilor Robaia, Acolo a primit marea schimbă călugărească și s-a nevoit încă patru ani în rugăciune, tăcere, răbdare și smerenie, trecând la Domnul în anul 1735. Cuviosul Pavnutie Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al epocii Cantacuzine și Brâncovenești, întemeitor și dascăl al unei școli de iconografie bizantine cu specific național, dar și ca un mare trăitor al ortodoxiei românești. Luând aminte la viață virtuoasă, la nevoință și lucrarea cu viosului Pafnutie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la trecut în rândul Sfinților în anul 2017, an închinat iconarilor și pictorilor bisericești, rânduindu-i zi de pomenire, data de 7 august.